fiecare an, cei care vin la Nicula înconjoară de trei ori biserica din lemn. Îndârjiți și cu multă credință în suflet, cad în genunchi și înaintează ajutându-se de coate. Cred că numai așa necazurile vor sta departe de familiile lor. Muncesc foarte mult și am avut rezultate foarte bune. Am cerut și mi-a dat. Și nu pot să stau să nu ajung aici. Toată noaptea, enoriașii au ascultat slujbe. Nici nu au băgat de seamă ploaia care a început să cadă. S-au învelit bine în folii de nylon, iar cei mai fericiți au stat în corturi. Câți kilometri ați venit până acum? Foarte mult, nu știu, venim de 3 zile. Cu siguranță au făcut peste 150 de kilometri, pentru că au plecat tocmai din Sălaj. S-au îmbărbătat reciproc și nici nu au simțit oboseala. De dormit, au dormit pe unde au putut, chiar și pe marginea drumului. Câți ani aveți? Eu am 78. Și puteți să mai mergeți pe... Da, am fost de 29 de ori. Până la ora prânzului, mai bine de 20.000 de suflete erau deja pe dealurile de la Nicula. Înconjurăm vechea mănăstire, unde a căzut icoana Maicii Domnului. Pentru mântuirea sufletului și iertarea păcatelor. A fost o femeie din Constanța care auzise la televizor de ce se întâmplă aici și a venit cu cărucior și după slujba a plecat pe picioarele. Mâine oamenii vor preznui împreună de Sfânta Maria. Călugării au pregătit sute de oare cu sarmale, prăjituri, vin și munți de pâine. Andreea Brașovan s-a strecurat printre credincioșii de la Nicula. Bună seara, Andreea! Ce se întâmplă acum acolo? Bună seara! În urmă cu o oră a început vecernea, momentul cel mai așteptat de enoriași va avea loc la ora 21, când icoana despre care se spune că este făcătoare de minuni va fi scoasă pentru ca tot să o poată atinge. Legenda spune că în secolul al XVI-lea icoana a lăcrimat neîncetat, iar de-a lungul vremii a făcut minuni. Astăzi creștinii au participat la un maslu și la mai multe slujbe care vor continua până noaptea târziu. Mâine, de adormirea Maicii Domnului, vor asista la slujba oficiată de 6 preoți. Atât deocamdată de la Mănăstirea Nicula. La revedere!